Bună ziua, prieteni! Eu am filmat, dar nu s-o filmat, dar vă spun, eu aici am pus 3 kg de gogoșari amestecați cu ardei din asta roșu împreună și am pus peste 300 300 de mililitri de oțet, deci eu vă spun rețeta, 3 kg de gogoșari, 300 de mililitri de oțet, 150 de grame de sare, 300 de grame de zahăr, foi de dafin, piper, boabe de muștar. Deci toate le-am pus aici și amestecăm. Astea le lăsăm 24 de ore să stea, ca să-și lase gogoșarul zeama. Că zeama, deci nu o să folosim hrean deloc, deci zeama ce lasă ele, noi o să punem în borcan. Și tot la o oră, cam așa, le întoarceți, așa ca să topească zahărul, sarea. Deci eu le-am pus peste. Am pus așa peste deasupra și atunci tot am frecat. Și ele se înmoaie, nu punem conservant, nu punem nimica. Asta e în sucul lor propriu. Deci cum ar fi reci. Foarte. E o rețetă foarte bună. Ce gust bun are. Eu am pus și doi din ăștia care nu au fost chiar așa roșii, dar n-au nimica, că eu tot așa pun. Și anul trecut am pus tot așa. Am zis, tot așa le frecați cam la o oră, până nu mai simțiți că mai are zahărul pe ei. Și lăsăm acoperit și punem. Deci vă repet încă o dată rețeta. 3 kg de ardei gras, gogoșari, ce aveți. Eu am pus ardei capia și gogoșari. 300 ml de oțet. 150 de grame de sare. 300 de grame de zahăr. Și foi de dafin, boabe de muștar, boabe de piper. Deci am pus câte o mână așa peste ei. Și acum îi lăsăm. Eu îi acopăr cu un prosop. Și atunci tot la o oră mă uit până simt că nu mai are zahărul. Și lăsăm 24 de ore și după aia îi punem în borcan, îi așezăm în borcan. O să vă arăt eu când îi pun. Haideți, prieteni, să continuăm acum cu gogoșarii. Deci asta îi după 24 de ore. Deci așa arată ei. După 24 de ore. Acum îi luăm, eu am spălat borcane. Îi luăm și băgăm în borcane. Cum putem de bine? Presăm. Frunze de dafin, ce vine la rând. Îl umplem numai până la gât ca să nu fie, să aibă loc să punem apa. Eu astea în fiecare an îi pun, că nouă ne plac astea, mai ales și când fac salată de beof. Îmi place să tai și nu opăriți. Punem o frunză de dafin și aici. Eu am adus 4 borcane, dar precis trebuie să mai mă duc, Mai unul. Vedem. Am
Acum nu îi presăm noi să-i rupem, dar cât de cât încercăm să-i presăm. Și în loc de saramură punem apa cu rezultat de la ei. Deci eu lăsat-o ei. Așa. Pun frunze de dafin. Eu acum mă duc să mai mă duc și vă arăt cum. Așa, mai adus un borcan. Și acum îl umplem bine și pe ăsta. Deci 5 borcane din 3 kg mi-a ieșit 5 borcane din astea de 800. Super. Super bine. Eu adunăm aici cât de cât boapele să nu cadă numai la un borcan. Boabele de piper. Așa, și asta o golim. O să iau eu un polonic, să pun cu polonicul. Deci nu mai punem nimic peste. Numai apa ce-o lăsat-o ele. Ce-o lăsat-o gogoșarii, ardeii. Sucul lor, mai bine zis. Acum le închidem frumos borcanele. Și putem să le ducem la cămară. Când închidem, mai întoarcem așa ca să meargă peste tot. Deci am umplut până în gură, deci să treacă apa, să treacă de gogoșari. Super fain arată. Uitați ce fain arată. Eu o să vă fac poză de jos. Păi mai bine, se vede mai bine. Garantat puteți să faceți rețeta asta, că vă stă, deci nu mai vă trebuie hrean, nu mai vă trebuie să-i opăriți. Cel mai ușor de lucru. Ok, o să revin. Și uitați, așa este rezultatul final, așa arată, deci sunt super. E o rețetă, garantat, puteți să o încercați, este super, super. Deci ardei capia și gogoșari pus în suc propriu, la rece, deci fără fierbere, fără nimic. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!